Imagini revoltătoare surprinse astăzi de câțiva trecători la târgul de Crăciun din centrul orașului Buzău. Câteva țigănci îmbrăcate chiar foarte bine și-au scos copiii la cerșit pe strada cu zavodă, printre ei și o fetiță de 3-4 ani. Copila este așezată într-un loc strategic și obligată să cânte. Ca afacerea să fie cât mai profitabilă, pirandele intră într-un magazin din apropiere de unde se întorc cu o cutie de carton în care trecătorii miloși ar trebui să pună banii. Țigăncile monitorizează foarte atent prestația copilei și profitul strâns. Când fetița obosește și nu mai cântă, o ceartă în gura mare. De teamă, copila cântă fără contenire. Nu doar copila de 3 ani și câteva luni cântă în centrul orașului pentru bani. Țigăncile au și alți copii la cerșit în târgul de Crăciun, unii chiar ținuți dezbrăcați. Știți colindu? Da. Deși spectacolul stârnește revoltă pe strada cu zavodă, probabil cea mai aglomerată arteră comercială din Buzău în apropierea sărbătorilor, în tot acest timp nu se zărește picior de polițist local. Poate și de aceea prezența unei echipe TV Sud-Est în zonă a iscat un scandal de pomină. La vederea camerei de luat vederi, țigăncile și-au ieșit din minți. Au înjurat, au scuipat și au amenințat. Da, eu iau butul și mă, ce treaba mea cu tine? De ce eu spus femeia asta? Eu nu-l cunosc, mă! Solicitarea reporterilor TV Sud-Est, o echipă formată din 4 agenți locali a descins în zonă. Pirandele au fost legitimate, urcate într-o dubă și conduse la sediul poliției locale Buzău. Plecăm acasă, nu? Utilea, nu? Utilea, nuța. Direct. Știți când aveți voie și mereu aceeași chestie. Dar numai noi... Ați fost îndepărtat toată în zonă? Hai că avem mașina aceea să verificăm și noi date. Răspund datele. Polițiștii locali au constatat că țigăncile sunt din localitatea Smeeni. Ele au fost amendate pentru tulburarea liniștii publice, iar copiii obligați să cerșească au fost adăpostiți într-un centru de ocrotire până la definitivarea cercetărilor.